Câți dintre dumneavoastră ați primit cel puțin o dată în viață o cunună? Dacă nu în clasa întâi dar coroniță, acum nu știu câți a fost cu premii în 1, 2, 3, știu că sunt câțiva. E, o frumoasă, e frumoasă o cunună. Dacă e din flori care se veștejesc, ține o săptămână, maxim două și se duce. Sfântul Pavel zicea, m-am luptat, lupta cea bună. Ce sensul avea bărbatul ăsta, ce simțăminte. mi am misprăvit alergarea. De unde știi tu asta? De unde știi când pleci? Avea o conexiune directă cu Dumnezeu. De acum mă așteaptă... Cununa. Nu vrei să fie liberat din pușcărie? Nu. Mă așteaptă cu nuna neprihănirii pe care mi-o va da Domnul, judecătorul cel drept. Versetul 11 zice, încununezi anul. Mesajul pe care mi l-a dat Duhul Sfânt este următorul. Cununire anului 2023. Anul 2023 a avut câteva cununii pe care Dumnezeu ni le-a dăruit fiecare dintre noi. un anul an numărul 1, o găsim în versetul 2. Cuvântul Domnului spune tu, adică Dumnezeule, asculți? Mă aud și copiii? Mă aud toți? Tu? Ziceți mai tare, vă rog asculți rugăciunea. Te-a rugat în 2023 la fel ca mine. Este cineva ai la care Dumnezeu i-a ascultat rugăciunile? să faceți un semn cine recunoaște. Nu te-a ascultat un primar, un președinte, un parlamentar, nu te-a ascultat doar un prieten, cineva care poate să-ți promită că face sau nu, mai vedem după cum ies planurile pentru el mai întâi. Să ai momente când să te rogi, să ai momente dificile în care să te rogi și Dumnezeu să vină din cer și să spună, da, uite, îți ascult rugăciunea. Cum zicea Dumnezeu prin Eli către Ana, du-te în pace și Domnul să-ți asculte rugăciunea. Uitați-vă ce zicea Dumnezeu către poporul său în cartea de Tornom, capitolul 11, începând cu versetul 2. Recunoașteți astăzi ce n-au putut recunoaște și vedea copiii voștri. Pedepsele Domnului Dumnezeului vostru, mărimea Lui, mâna lui cea tare și brațul lui cel întins, semnele lui și faptele pe care le-a săvârșit în mișcul Egiptului împotriva lui Faraon, împăratul Egiptului și împotriva întregii lui țări. Recunoașteți ce a făcut el, știri Egiptului, cailor lui și carelor lui, cum a făcut să vină peste ei apele mării roșii, când vă urmăreau și a nimicit pentru totdeauna ce v-a făcut în pustiu până la venirea voastră în locul acesta, ce a făcut lui Datan și lui Abiram, fiul lui Eliab, fiul lui Ruben, cu un pământul și-a deschis gura și-a înghițit cu casele și corturile lor și cu tot ce aveau în mijlocul întregului Israel. Căci deci ați văzut cu ochii voștri toate lucrurile mari pe care le-a făcut Domnul. Ascultați ce zice mai departe, versetul 11. Țara, țara pe care o veți stăpâni, este o țară cu munți și văi, care se adapă din ploaia cerului și versetul 12 este pentru România. Este o țară de care îngrijește Domnul Dumnezeul tău și asupra căreia Domnul Dumnezeul tău are neîncetat ochii de la începutul până la sfârșitul anului. Suntem în ultima zi din 2023. Niciun zângănit de arme, nicio grenadă care să cadă nici o dronă, nici o bombă. Știți de ce? Cineva ne-a ascultat rugăciunea. Numele Lui este Iisus Hristos. Numele Lui este Iisus Hristos. Și ochii Domnului au fost neîncetat îndreptați spre România. Suntem o țară binecuvântată și strigăm din toată inima slăvit să fie Domnul. Binecuvântat să fie Domnul care ne-a încununat cu prezența sa și cu privirile sale în 2023. Și ce bine că Domnul a vorbit din nou că și în 2024 nu vor intra armele, nu, vor, nu va intra războiul peste țara aceasta. Cine crede ca mine să zic amin? Aleluia lui Dumnezeu! O mare cunună! O mare cunună pentru 2023! Ne-a ascultat Dumnezeu rugăciunea! Vedeți, Biblia zice, tu asculți rugăciunea, de aceea mai repede sau mai târziu, toți oamenii vor veni la tine. Bogați și săraci, cu diplome sau fără, cu proprietăți sau fără de ele, indiferent cum ești și cum te simți, recunoaște în această dimineață împreună cu mine și zi, da, Domnul mi-a așezat peste anul 2023 cu luna aceasta, mi-a ascultat rugăciunea, slăvit să fie numele Domnului. Slăviți să fie numele Domnului și știți că Dumnezeu continuă să ne asculte rugăciunile? Și știți că dacă unii oameni nu vin de bunăvoie să îi se adreseze lui Dumnezeu, sunt circunstanțe prin care Dumnezeu îi încorsetează și ajută, efectiv îi împinge de la spate să ajungă să se roage Domnului. De aceea Biblia spune, toți oamenii vor veni la tine. Vreți ca în 2024 să mergem la Domnul din dragoste? să-L căutăm pe Domnul cu toată ființa noastră, să-i spunem Domnului, Doamne, vrem ca viața noastră să-ți fie dedicată ție, nu pentru că există o mână, un braț întins care ne obligă ca pe faraon, ci pentru că există niște brațe care ni s-au deschis. O, slăvit să fie Domnul! Slăvit să fie Domnul! Domnul a fost cel ce a ascultat rugăciuni și zeci de suflete au încheiat legământ cu Domnul Isus Hristos, 28 de persoane s-au botezat în 2023. Știți de ce? Bun a fost Dumnezeu cu noi. Binecuvântat să fie numele Domnului. Cu numărul 2 pentru anul 2023 este faptul că Domnul ne acordă atenție și iertare. Vesetul 3 spune mă copleșesc în David zice, nu vine nelegiurii așa din când în când. Eu nu sunt un om fals care să spună, o, oh, eu sunt un sfântoc de pus pe pereți. Nu, David zice, am ajuns la nivelul în care nelegiurile nu vin la nivel scăzut, m-au copleșit. Atacurile demonice sunt deasupra nivelului meu de a fi împotriva lor, de a avea contraatac. Recunosc, zice David, că nelegiuirile au ajuns atât de acerbe să se lupte cu mine încât m-au copleșit. Recunosc că nu mă pot lupta cu ele. Am nevoie de ceva. Am nevoie de o forță deasupra puterii mele. Am nevoie de o mână care poate să vină și să dea la o parte nelegiuirile. Este mâna din Calvar. Este mâna Domnului Isus Hristos. Ți-a iertat păcatele Domnul în 2023? Mie mi le-a iertat, Am, ambele mâini și spun lăudat să fie Domnul. Lăudat să fie Domnul, ne-a acordat Dumnezeu atenție? Da, dar tu, zice David, vei ierta nu o parte din ele, ci toate fără de legile noastre. Ce aș mai fi putut să-i spunea să fac viei mele? Și nu i-am făcut. Voi cânta prea iubitului meu, cântarea prea iubitului meu despre via lui. Ascultați câtă atenție poartă cel ce sădește viață. Prea meu avea o vie pe o câmpie foarte mănoasă. Isaia 5 cu doi. Ascultați ce face. I-a săpat pământul, asta înseamnă atenție, apropo de muncă. I-a curățit pământul de pietre. A sădit în pământul acesta vițele cele mai alese, caritate înaltă. A zidit un turn în mijlocul ei și a săpat un teasc. Apoi, trăgea nădejde, să-i facă struguri buni. Luca 13 ne spune atât de clar, a venit să caute rodă smokin. Iată că sunt trei ani de când vin și caut rod în smochinul acesta și raportul infiroritorul și nu găsesc. Justiția, dreptatea zice tai el. logica zice la ce să mai cuprindă și pământul degeaba. Cineva acordă atenție, cineva acordă clemență, cineva se interpune, cineva se așează ca mijlocitor, cineva este interesat să-i mai dea o șansă, să ascultați ce zice pilda. Doamne, versetul 8, Luca 13, a zis vierul, mai lasă-l și anul acesta. De ce? Doar să-l lași pentru că va rodi de la sine? Nu, o să-i acord mai mult atenție am să-l sap de jur prejur, am să-i pun gunoi la rădăcină și am o speranță. Poate că de acum înainte va face rod. Dacă nu, recunoaștem noi că în 2023 cineva ne-a acordat toate condițiile necesare ca să rodim. Se spunea deja de la timpul de rugăciune, avem o Biblie, avem atâtea versiuni de Biblie avem în atâtea limbi, avem digital, avem printat, avem de toate, avem locuri unde să ne rugăm, avem întâlniri, avem... și am avut prezența Domnului la rugăciune, am simțit prezența Domnului, să știți că n-a existat slujbă la care să intru în Betania și să nu simt prezența Domnului. Cine a simțit prezența Domnului ca mine să zică lăudați să fie Domnul, lăudați să fie Domnul, știți de ce? Domnul ne-a acordat atenție, este o mare cunună. Să ne bage Dumnezeu înseamnă Creatorul întregului Univers. Să-și facă timp să se oprească în dreptul meu, în dreptul ființei tale. Să fie interesat Dumnezeu de tine, să-i pese lui Dumnezeu. Să strige Domnul Isus Hristos, care este simbolul sau vierul este simbolul lui Isus Hristos. Să zică: Mai lasă-l și anul acesta, am să-l sap de jur în prezur, mai organizez evanghelizări, mai dau rugăciuni, mai dau stăruințe, mai cobor Duhul Sfânt peste el, mai vorbește în limbi, mai cântă în limbi, mai are prorocii, mai are mesaje, mi-a transmis cuvântul meu, mă apropiu de el, mai vreau Vreau să fiu lângă El și strig din toată inima, lăudați să fie Domnul, lăudați să fie Domnul, lăudați să fie Domnul care a fost cu noi, care va fi cu noi și care este Dumnezeul nostru cel atotputernic. Ascultați ce zice Biblia mai departe, cu luna numărul 3 anului 2023, versetul 4, ferice de cel pe care îl alegi tu și ascultați ce faci cu el și pe care îl primești înaintea ta. locurile acestea din biserică puteau fi umplute cu alți oameni, știți? Oricare dintre noi puteam să nu fim aici. Cineva ne-a primit înaintea lui. De ce? Ca să locuiască în curțile tale, să e mare onoare, să-i favoare din partea lui Dumnezeu. Har! Noi atât vrem să facem. Ne vom sătura de binecuvântarea casei tale. Și toți zic amin până aici. Dar trecem mai departe, ce zice Biblia. De sfințenia templului tău. Cununa numărul trei se numește alegerea ta făcută de Dumnezeu. Te-a ales Dumnezeu. O să citesc din cartea Isaia. Acum așa vorbește Domnul Isaia 43 ,1, Domnul care te-a făcut Iacove și cel ce te-a întocmit Izraele nu te teme de nimic, căci eu te ispăvesc. Te chem pe nume, ești al meu. Tu nu ești doar un cetățean al României, tu nu ești păzit de NATO. Cineva te protejează în fiecare dimineață. Sistemele de securitate ale Domnului sunt cele mai puternice. Slăvit să fie Domnul! să mă audă aceea pe care diavolul a încercat să-i minte și să i spună tu nu mai ești al lui Dumnezeu, tu nu mai ai siguranță mântuit, tu nu mai are sens să lupți pentru Domnul, nu vezi că altora Domnul le răspunde la rugăciuni și ție nu-ți răspunde. Domnul îți vorbește de azi, am o cunună pentru tine, te-am ales, ești al meu și îți fac o promisiune dacă vei trece prin ape, esetul setul 2, eu, ziceți cu voce voi fi cu tine și râurile nu te vor înneca, vei trece prin râuri, dar nu te neacă! Ești gata, gata, zi, apa pe urechi, pe nas, pe gură, dar nu te neacă, nu mori. Dacă vei merge prin foc, nu te va arde și flacăra, nu te va aprinde. Trecem la capitolul 44, ascultă acum Iacove, versetul 1, robul meu, Israele, pe care, pe care te-am ales. Așa vorbește Domnul care te-a făcut și întocmit și care de la nașterea ta este sprijinul tău și în ultima zi din 2023 îți spune nu te teme din nimic robul meu Iacov, izdrailul meu pe care l-am ales, căci voi turna ape peste pământul însetat și râuri peste pământul uscat, voi turna Duhul meu peste sămânța ta și a să atingă Domnul copiii, adolescenții, tinerii și binecuvântarea mea peste odrasele tale. Aleluia lui Dumnezeu! Aleluia lui Dumnezeu! Să facă Domnul asta pentru noi. Dăm o singură pagină și Biblia zice, capitolul 46, versetul 1, Bel se, ne se prăbușește, poate să cadă și Rusia, și Ucraina, și Israel, și America, nebocade. Idolii lor sunt puși pe vite și dobitoace. Idolii pe care îi purtați, voi, au ajuns o sarcină și o povară pentru voi, care pentru, pentru vita obosită. Au căzut, s-au prăbușit împreună, nu pot să, să cape povara. Ei înși se duc în robie. Ascultați ce spune versetul 3. Ascultați-mă voi, pentru voi fac diferență, v-am ales, sunteți poporul meu. Ascultați-mă casa lui Iacov și toată rămășița casei lui Israel, voi pe care v-am luat în spinare de la obrășia voastră. Ne-a luat Dumnezeu în spate de la nașterea noastră, zice Biblia, v-am purtat pe umăr de la nașterea voastră și vreau să vă transmit un mesaj în 2024. Până la bătrânețea voastră eu voi fi același, până la căruntețele voastre vă voi sprijini. Vă promit ceva, zice Domnul Isus Hristos. V-am purtat și tot vreau să vă mai port, să vă sprijin. Nu mergi în iad, vei fi mântuitul lui Dumnezeu. Aleluia! Și să vă mântuiesc. Vă invit să vă ridicați. Slăviți să fie Domnul!